ediția a 10-a Cupei Bucovina, un proiect început acum 10 ani de domnul Nucu Buculei. Acest concurs este dedicat și memoriei lui. Vă rugăm un moment de reculegere în memoria sa. Trebuie să mulțumim, în primul rând, sponsorul, o să fiu foarte scurt. Avem sponsorul nostru principal, Rot Matieco, domnul Mihai Macovei, aici de față. Avem, de asemenea, partenerul nostru media de mai mulți ani, domnul Corneliu Cîrdeiu, radauti.ro. Mulțumim AJVPS Botoșani că ne-au permis să facem acest concurs și ne-au ajutat cu permisele de pescuit pentru colegii din Republica Moldova. Mulțumim Cristi Albu, Fishing and Hunting Channel și Spring Case Study pentru că ne-au făcut toată grafica care a fost necesară și ne-au făcut publicitate pe site-ul Fishing and Hunting Channel. Mulțumim celorlalți sponsori, Rotmac, Rotmafieco, încă o dată, nu contează, pescarmag.ro, B&B, domnul Vilan Marcel, care oferă cel mai premiu. Vom primi miere de la Vilan Hani, Bucovina, Vilan Romeo. Apa este oferită de către sponsorul nostru de anul acesta, care a fost și la Bicaz și aici, Fântâna Mare. Mulțumim domnului Vasile Zahar, da? De asemenea, mulțumim pentru realizarea diplomelor Tornado prin colegul nostru Adrian Ciobanu. Bannerul și o parte din trofee, mulțumim tipografia cea ales din Cătălina Vasiloae. Mulțumim de asemenea Nâlui S. Cluj-Napoca și Killer Horodnic. Mulțumim. Cu acestea fiind spuse, începem. Domnul Vasile, dacă vrea să citească declarația, care trebuie să o semnați, nu vezi? Deci veți fi chemați să semnați două lucruri. Declarația pe propria răspundere și lista numelor de concurs cu achitarea taxei pentru cei care nu au achitat. Deci, concurenții prezenți la ediția 10 a Cupei Bucovina Rogojești 2024 declară pe propria răspundere. Am luat la cunoștință și sunt de acord cu prevederile regulamentului de desfășurare a Cupei Bucovina. Sunt clinic sănătos, nu sufer nicio afecțiune care să-mi periclitezeze viața și mi-asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea mea la competiția organizată de Asociația Club Sportiv Bucovina Fishing. Sunt conștient că această participare implică o serie de riscuri pe care mi le asum. M-am informat cu privire la toate riscurile concursului și acestea pot fi evitate. Și aceste riscuri mi le asum în totalitate. Organizatorii nu pot fi trași la răspundere pentru nicio vătămare adusă propriei mele persoane și pentru nicio pagubă adusă proprietății mele. Sunt de acord cu folosirea de către Asociația Club Sportiv Bucovina Fishing a imaginilor foto și video realizate în timpul competiției. Am înțeles și sunt de acord ca în timpul competiției să respecte legislația în vigoare în ceea ce privește pescuitul recreativ pe apele publice, precum și regulile impuse de administrator. Thank you.
mulțumesc frumos pentru ocazia de spune câteva cuvinte. Nu m-am gândit să spun vreun cuvânt. Cumva a fost tata alături de noi de la începuturi. Poate parte din tot ceea ce se întâmplă în ziua de azi se datorează așa parțial și fenomenul de spinning din Bucovina, fiind primul promotor de aici și cu siguranță dacă ar fi fost azi aici, ar fi fost foarte, foarte bucuros. Poate numai, nu pescuind, dar cu siguranță fiind alături de voi și bucurându-se de moment și de prieteni. Mulțumesc mult și Dumnezeu să-l odihnească! Noi suntem onorați că ați venit alături printre noi și îmi permiteți să vă oferim câte un mic trofeu? Mulțumim! Ionuț? Sau domnul? Și doar alea mai sunt de câștigat? Ia, lasă-mi să faci o poză, după aia faci. Să văd acolo.